Salutare, probabil vă întrebați ce e cu premiera de la TikTok. Ei bine, am făcut o premieră care va avea loc în 201 de zile, 201 de zile. Vreau să văd dacă chiar am dreptate să se activeze punctul ăla. Stați să caut pe internet. Așa, caut index. Momentul cel mai important în desfășurarea unei acțiuni a unui fenomen etic. Da, definiție punct culminant. Da, ce a scris acolo. Vreau să văd dacă se închide TikTok-ul, că știu că 201 de zile sunt multe. Dar vreau să văd, vreau să vedem împreună dacă TikTok-ul se va închide pe 20 septembrie. Vreau să vedem împreună dacă TikTok-ul se va închide pe 20 septembrie și da. Probabil unii dintre voi o să vă întrebați, mama, ai pus cam mult. Păi asta e data exactă, fraților, adică sper. Dacă nu, vedem noi până atunci, vedem ce o să fie. Că mai sunt foarte multe luni până atunci. Vreo 7-8 luni, așa. Dar să fie acolo în cazul în care am dreptate. În cazul în care am dreptate că se închide. Deși eu nu aș vrea să se închidă, dar poate găsim o altă aplicație. Influencerilor, fiți puternici. Că trebuie să fim puternici. Nu ne putem baza mereu pe lucrurile din jur să ne facă fericiți. Deci, fiți puternici. Eu asta doresc. Eu asta vă doresc. Să nu fiți triști că se va închide TikTok-ul. Pentru că poate va apărea o altă aplicație. Și oricum, dacă se închide tehnologia, ne vedem înapoi de viața noastră. Dar nu cred că o să se închidă. Și da, eu am fost Luis și vedem pe 20 septembrie ce va fi. Deși dacă se păstrează, o să pun berea la rece. Să bem. Să bem de fericire că nu s-a închis.